Avertisment dur pentru Victor Ponta. După interviul exploziv de la Stiri pe surse.ro. Au fost săvârite fapte penale. Avocata Ingrid Mocanu a comentat duminic, într-o intervenție telefonică la Antena 3, dezlurile făcute de Victor Ponta la Stiri pe surse.ro, care a spus că lui Liviu Dragnea i se pregătea un flagrant, afirmând că, dacă este adevărat, au fost săvârite fapte penale. Acolo, în această cauză, dacă e adevărat ce spune Victor Ponta, au fost săvârite fapte penale. Un premier nu poate să afle de nicieri ce se întâmplă cu anumite dosare ale parchetelor. Nu poate să fie sub nicio formă ce acolo are loc sau urmează să se deruleze un flagrant. El are dreptate, există o posibilitate de interpretare a normei, în sensul ce se poate pune întrebarea dacă s-ar putea face un flagrant la un vicepremier sau chiar la un ministru în legătură cu fapte săvârite în exercițiul funcțiunii. În Constituie, scrie ce urmărirea penală pentru fapte săvârite în exercițiul funcțiunii de către un ministru se face de președinte sau de parlament. I atunci da, se poate pune o astfel de întrebare. El spune ce le-a spus celor care l-au informat ce nu se poate face, a spus Ingrid Mocanu, la Antena 3. Ponta urmează să afle pe 20 martie sentința în dosarul Turceni Rovinar, în care procurorii care l-au anchetat au cerut să fie condamnat la închisoare. Fapt a reinut în sarcina domnului Ponta e o mizerie, o înscenare. Dosarul nu a ajuns la un complet de culoare. Eu cred că nu va fi condamnat, dar asta nu înseamnă ce e mai puțin vinovat de ceea ce s-a întâmplat în această țară. Pentru ce ceea ce au făcut ei. Domnul Băsescu, urmat de Ponta, nu timp Dragnea ce o fi făcut pe acolo, este ceva cumplit. E mai grav decât faptele de care sunt acuzai. Au construit un regim dictatoriat, ne-am băgat într-un regim de dictatură, a afirmat Mocanu.